Nici Alin Stoica, fostul prefect al capitalei, nu a fost pe placul aleșilor din comisii. Stoica a primit aviz negativ pentru portofoliul de la Ministerul de Interne. Stoica susținuse că experiența sa de prefect l-ar fi ajutat să conducă și internele. Votul este un vot politic. Ne așteptam și acesta este un vot care reflectă practic situația politică. USR Plus încearcă să aducă normalitatea în România și să arate că, iată, există o forță politică care dorește să continue o guvernare în această situație foarte dificilă în care se află România. Sperăm ca toate forțele politice până la urmă să găsească o soluție care să fie sustenabilă pe termen lung. Experiența destul de limitată pe care am avut-o la prefectură m-a ajutat foarte mult să înțeleg cum anume funcționează Ministerul de Interne. Pe toată durata mandatului scurt, dar cu multe, să spunem, evenimente care au necesitat o învățare accelerată și o cooperare foarte bună cu toate structurile Ministerului de Interne aici în București,